Parcul Monument din Brăila este deja supus unor intervenții de modernizare pe cele 6 amplasamente prevăzute de proiect. Din cele 53 de hectare cât are parcul, autoritățile locale vor interveni doar pe 27 de hectare, restul nefiind proprietatea municipalității. În urma lucrărilor, parcul va avea alei, bănci, spații de joacă pentru copii, mese de șah, se vor planta arbori și flori și va fi refăcut bazinul fântânii arteziene. În Parcul Monument avem intervenții pe 6 amplasamente. Amplasamentele le vedeți desenate în parc. Acum, ca să ne orientăm, amplasamentul 3 și 6 sunt amplasamentele care mărginesc intrarea dinspre barieră către parc pe alea centrală. Da? Acum, în amplasamentul 1 se realizează în tot parcul, refacem spațiu verde. În tot amplasamentul parcului se plantează magnolii, castan, arțar și stejar, se gazonează terenul și se refac aleile pietonale. Brăilenii spun că deși modernizarea parcului vine cam târziu, este important că a fost demarată și speră că lucrările vor fi terminate la timp. Să nu târzie prea mult, știu eu. E bine că s-a făcut, da? Ce spune dânsul să face anul ăsta? Eu știu eu. Trebuia făcut, da. Trebuia făcut. Să fie așa, frumos, și să mai ne dea și alte treburi, nu mai parcul și să mai îți dea și puțin bani pe la pensie, pe la salarii. Niciodată nu-i prea târziu. Vă pare bine, veniți cu nepoțelul. Păi normal, noi venim mereu pe aici, da. Stați în apropiere? Sau? Nu stăm aproape. Stăm chiar la Dunăre. Spre bucuria noastră a celor vâsnici, a tineretului. Proiectul costă peste 9.550.000 de lei din fonduri europene, iar lucrările vor trebui încheiate până pe 30 iunie 2014.